În ultimele două zile au circulat nenumărate videoclipuri în media online sau chiar la televiziuni cu casa și cu bunurile din casa lui Prigojin. Lingouri, teancuri de bani, icoane sau chiar peruci. Toate detaliile necesare Kremlinului pentru a alcătui un compromat împotriva lui Prigojin menit să-i distrugă imaginea și reputația în rândurile rușilor. Pentru că reputația lui Prigojin în societățile libere este una extrem de proastă, a unui criminal care ucide cu sânge rece civil, prin metode barbare printre care cea a suprimării cu un baros. Apropo, a fost găsit și un baros gigantic la reședința lui Prigojin. Acesta era inscripționat pentru evenimente și cauze speciale. Oare unde o fi acum omul cu barosul?